Energinomics.ro vă oferă minutul de energie. Noul număr al revistei Energinomics.ro Magazine se lansează pe 9 septembrie la IEAS, expoziția internațională de echipamente electrice și automatizări industriale organizată la București. Revista conține interviuri, analize și opinii pe marginea temelor de actualitate ale energiei românești și va ajunge la peste 3500 de destinatari, manageri ai celor mai active companii și oficiali din autoritățile de reglementare pentru energie. Premierul Victor Ponta a anunțat că dorește reducerea taxei pe construcții speciale, cunoscută mai larg ca taxa pe stâlp, de la 1,5% la 1%. Toate veniturile colectate în contextul acestei taxe nu vor mai ajunge la bugetul de stat, ci la bugetele locale pentru dezvoltarea de drumuri, canalizări, alimentare cu apă sau întreținerea școlilor, a mai spus premierul. Acționarii Nuclear Electrica se întrunesc în octombrie pentru a vota majorarea capitalului social al companiei cu 54 de milioane de euro. Majorarea se va face prin emiterea a circa 24 de milioane de acțiuni noi, nominative și dematerializate la un preț de 10 lei pe acțiune. Departamentul pentru Energie va avea cea mai mare contribuție dintre toți acționarii companiei. Ucraina a propus Rusiei două variante de calcul a prețului gazelor, una care să țină cont de sezon, iar cealaltă în care prețul să fie stabilit în funcție de piața spot europeană, a declarat premierul ucrainean Iaceniuc. Potrivit primei variante, Ucraina ar urma să plătească vara $300 pentru 1000 de metri cubi de gaz rusesc și iarna $380 pentru aceeași cantitate. Energinomics.ro v-a oferit minutul de energie.